Bună ziua! Subiectul acestui scurt briefing este necesitatea modificării de urgență a legislației electorale pentru neadmiterea fraudării alegerilor prezidențiale. La data de 19 august anul curent, alaltăieri, a fost publicat avizul comun de urgență al Comisiei de la Veneția și al OSCE ODIR cu privire la proiectul de lege pentru modificarea codul electoral și altor acte legislative. Vorbim de proiectul numărul 263 din iunie, din 19 iunie 2020. Cunoaștem foarte bine că actuala legislație electorală trebuie modificată pentru că ea conține mai multe lacune de natură să facă posibilă fraudarea alegerilor. Noi cu lucrul ăsta ne-am întâlnit în anul 2016, când inclusiv din cauza unei legislații neadecvate s-a permis sau a fost posibilă multiple fraude electorale. Aici vorbim, sigur că legislația nu conține soluții exacte pentru combaterea ceea ce numim noi transportarea organizată și contrabanii a alegătorilor, nu reglementează exhaustiv procedura de contestație împotriva încălcărilor de lege, nu există soluții viabile pentru combaterea fake news-urilor în cadrul televiziunilor și multe alte probleme. Analiza avizului Comisiei de la Veneția ne permite să concluzionăm următoarele. În primul rând, avizul conține foarte multe recomandări la textul de lege expediat experților. Practic, la fiecare prevedere din proiect, experții vin cu propuneri de îmbunătățire. Acest lucru, de altfel, justifică și de ce ne-am opus noi adoptării în grabă cu viteza luminii a proiectului în luna iulie anului curent. De exemplu, aceleași prevederi mai mult declarative care ar interzice transportarea organizată, care sunt conținute în proiectul de lege, sunt criticate de experți, întrucât, zic ei, la modul practic, aceste prevederi nu au cum să fie aplicate. Adică avem o interdicție cu privire la transportarea organizată, însă la modul real această prevedere nu poate fi aplicată la modul practic. În al doilea rând, analiza acestui aviz ne permite să constatăm că, contrar celor afirmate în spațiu public de către unii exponenți ai unor viitori actori electorali, Comisia de la Veneția și ODIR nici într-un caz nu au menționat că proiectul de lege nu poate fi adoptat și pus în aplicare în cadrul alegerilor prezidențiale din noiembrie. Dimpotrivă, Comisia de la Veneția spune că modificarea codului electoral pentru alegerile prezidențiale este încă posibil. Este adevărat că timp nu este foarte mult, însă, încă o dată repet, Parlamentul încă mai poate modifica codul electoral în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția pentru a fi aplicat în cadrul alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Termenul limită când aceste modificări trebuie să intre în vigoare este 1 septembrie 2020, pentru că anume atunci încep primele procese electorale propriu-zise de fi realizate și aici vorbim despre faptul că la 1 septembrie începe perioada de desemnare a candidaților și solicitarea de la Comisia Electorală Centrală a listelor de subscripție pentru colectarea semnăturilor. Chiar și dacă nu se reușește intrarea în vigoare a legii la 1 septembrie, unele modificări, conform acelui așa aviz a Comisiei de la Veneția, pot fi pus în aplicare chiar și mai târziu. Evident că nu mai târziu de 2 octombrie 2020, atunci când oficial în Republica Moldova începe campania electorală. Ce este de făcut? În primul rând, Comisia Juridică Numiri și Imunități urmează să se convoace în zilele imediat următoare pentru a analiza versiunea finală a proiectului legii, să analizeze toate propunerile și amendamentele care au parvenit atât din partea deputaților, cât și din partea Comisiei de la Veneția. Și ședința plenară a Parlamentului trebuie convocată nu mai târziu decât
săptămâna viitoare. Probabil săptămâna viitoare trebuie să fie convocată ședința și în contextul situației din domeniul agriculturii, respectiv ar fi al doilea subiect care ar necesita în mod obligatoriu intervenția Parlamentului. Practic, la moment suntem în situația în care vom putea ști cu exactitate dacă PSRM dorește sau nu să fraudeze alegerile. Pentru că dacă Partidul Socialiștilor va da curs acestei inițiative, va fi de acord să lucrăm împreună așa încât să excludem lacunele care fac posibile fraudarea alegerilor, atunci este o situație, dar dacă PSRM-ul va folosi în continuare acest fals, precum că legislația electorală nu mai poate fi modificată, dat fiind faptul că avizul Comisiei de la Veneția nu permite, atunci este clar că PSRM dorește să fraudeze aceste alegeri și, practic, fraudarea este unica lor opțiune. E clar și de ce se întâmplă acest lucru, pentru că Dodon nu are cum să câștige aceste alegeri fără o fraudă masivă, pentru că poporul nu-l mai vrea, mai ales având în vedere că timp de 4 ani, pe de o parte, nu a făcut nimic pentru oameni, pe de altă parte, chiar și-a bătut joc de oameni și de cetățeni. De aceea, clar că opțiunea lor este să fraudeze, însă eu sunt sigur că cetățenii Republicii Moldova nu îi vor permite lui Igor Dodon și PSRM-ului să fraudeze încă o dată alegerile așa cum au fost fraudate de către Igor Dodon cu ajutorul Vlad Plahotniuc alegerile din 2016. Cetățenii noștri nu vor mai accepta să fie încă o dată furați și să aibă un președinte pe care nu și-l doresc și pe care nu l-au ales. Astea au fost ceea ce am vrut să spun în cadrul acestui briefing. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!